Puțin după ora 18, pe bulevardul Mihai Eminescu, în zona unui centru comercial, a avut loc o ciocnire violentă între trei autovehicule. Unul dintre acestea, la volanul căruia se afla o tânără de 26 de ani, venea dinspre strada Suceava și se deplasa către bulevard. În momentul în care a vrut să efectueze un viraj la stânga, mașina a fost acroșată de un Logan. Mașina din urmă a fost izbită din spate de o autoutilitară condusă de un bărbat de 50 de ani din Dorohoi. În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 52 de ani, pasageră în autoturismul Dacia Logan. La fața locului a ajuns și un echipaj SMURT, care a preluat și transportat victima la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 52 de ani, pasageră în autoturismul Logan. Conducătorii celor trei autoturisme nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. În cauză se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.